Rugăciunile întâmpinării Domnului. Rugăciunea întâi către Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule unule născut și Cuvântul lui Dumnezeu, care mai înainte ai fost văzut de proroci ca prin oglindă, în ghicitură și mai pe urmă în aceste zile, te-ai născut nestricat cu trupul din preasfântă Fecioară Maria, și în a 40-a zi, în locul cel sfânt, într-o întâmpinare a întregii lumi, te-ai arătat ca prunc purtat în brațele dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam. Cât de proslăvită și de prealuminată este aducerea ta în brațele născătoarei de Dumnezeu în Biserica Domnului și întâmpinarea ta de către bătrânul Simeon. Astăzi, cerurile se veselesc și pământul se bucură de venirea ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și întâmpăratului nostru. De demult, Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava ta, dar nu a putut să-ți vadă fața ta, pentru că i-a iertat doar spatele. În această zi prea luminoasă a întâmpinării tale, Tu te-ai arătat pe tine om, strălucind de nespusă dumnezească lumină, ca împreună cu Simeon să te vedem față către față, să te pipăim cu mâinile și să te primim în brațele noastre, ca să te cunoaștem pe tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea ta și marea ta iubire de oameni, că prin venirea ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat, că tu, prin dreapta ta judecată, ai izgonit pe strămoșii noștri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și iarăși ne-ai deschis ușile locașurilor cerești și ai prefăcut plânsul nostru într-o bucurie, iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se va mai ascunde de la fața ta, fiind chemat de tine, pentru că tu ai venit acum ca să iei asupra-ți păcatele lui, să-l speli cu sângele tău și să-l îmbraci pe el col fiind în haina mântuirii, în podoaba veseliei și să-l înfrumusețezi pe el ca pe un mire. Iar pe noi, pe toți, care prăsluim dumnezeiasca ta întâmpinare, învrednicește-ne ca împreună cu fecioarele înțelepte să te întâmpinăm pe tine, mirele nostru ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse, să privim cu ochii credinței dumnezeiasca ta față, să te purtăm în inimi, în toate zilele vieții noastre, ca să ne fi nouă Dumnezeu și noi să fim poporul tău. Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii tale, când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să te vedem și astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei tale, slavă împărăției tale, slavă purtării tale de grijă, unule iubitorule de oameni, că a ta este împărăția și puterea și slava împreună cu cel fără de început al tău Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea a doua către preasfântă stăpână noastră născătoare de Dumnezeu. O preasfântă Fecioară, care strălucești prin curăție cerească, porumbiță prea blândă, pielușea neprihănită, ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, Tu ești începutul și mijlocul și sfârșitul bucuriei noastre de acum, că dintr-o Tine a strălucit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, pe care l-ai adus în sfintele tale brațe în a 40-a zi, în locul cel sfânt, într-o întâmpinarea noastră și spre bucuria și mângâierea întregii luni.
Pentru aceasta te fericim și te proslăvim, pentru că Tu ești cortul lui Dumnezeu și prin Tine s-a sălășluit între noi pentru ca să fim poporul Lui. Tu ești ușa cerească vestită de Ezechiel, prin care iarăși ni s-a deschis intrarea în locașurile Raiului. Tu ești scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu s-a pogorât pe pământ. Tu ești pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta te rugăm să privești spre noi ca ceea ce ai intrat în locul cel sfânt, purtând pe mâini focul dumnezeiesc binecuvântată. Cu focul rugăciunii tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic al ghienei. În locul cel sfânt ai venit pentru curățirea cea după lege, ție netrebuindu-ți curățire fecioară curată, și prin aceasta învață-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire și curăție și cum să purtăm nevoința fecioriei, că Tu, fiind mai presus decât heruvimii, ai venit la biserică la oaltă cu femeile necurate. Tu, o Maică preasfântă, însă-ți fiind biserica lui Dumnezeu, care ai adus la biserica legii pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeul nostru, învrednicește-ne și pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului Tău, să le cercetăm în toate zilele vieții noastre, acolo să vedem frumusețea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curțile Domnului decât să locuim în locașurile păcătoșilor. Dăruiește-ne și nouă prea curată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiți în brațele inimii noastre pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru, ca să fim părtași pururea prea curatului Său trup și sânge, și ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu și să nu închinăm biserica trupului nostru. Și așa, întâmpinând totdeauna o Maică a lui Dumnezeu, pe Fiul Tău în inimile și sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale, să dobândim și acea întâmpinare în văzduh a Domnului, și așa vom slăvi și vom cânta împreună cu toții, cu toți sfinții, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.